Un bărbat în vârstă de 60 de ani, angajat al unei firme care se ocupă de lucrările pe șantierul din stația CFR Deva, a decedat în această dimineață, după ce brațul utilajului de pompare a betonului s-a desprins și l-a lovit în cap. Muncitorul a fost transportat la spital, însă, în ciuda eforturilor făcute de medici, acesta nu a mai putut fi salvat. Inspectorii de muncă au demarat o anchetă în acest caz. E vorba de un eveniment soldat cu decesul unui lucrător, lucrător în vârstă de 60 de ani, angajat al unei societăți din Deva, sub antreprenare a societății care desfășoară lucrări la amenajarea stației CFR Simerea, deci pe tronsonul căii ferate, în timp ce nivela beton care era turnat cu o pompă a unei alte societăți din municipiul Deva. Pompa s-a rupt și a căzut peste lucrător, provocându-i rănirea în primă fază. A fost transportat la Spitalul Județean din Deva, unde, intrând în stop cardiorespirator, a și decedat. Ancheta va fi preluată de către noi și cercetarea va fi făcută de către inspectorii TMA Hunedoara. Probabil, în primă fază, vom solicita o expertiză a utilajului, pentru că e destul de ciudat cum s-a rupt acea pompă din sudură. La fața locului a intervenit și un echipaj al ambulanței care a acordat muncitorului primul ajutor și l-a transportat la unitate medicală în vederea acordării îngrijirilor de specialitate, însă, din păcate, bărbatul în vârstă de 60 de ani nu a mai putut fi salvat. În acest caz, polițiștii postului de poliție transporturi feroviare Deva efectuează cercetări în cauză, fiind întocmit un dosar de cercetare penală, ancheta urmând a stabili cu exactitate circumstanțele în care a survenit acest accident de muncă.